nu am vorbit urât de tine. Și de aia am zis, păi, stai mă, dacă toată lumea spune că ai vorbit urât de mine, nu-i normal să... Da, Gianina, știu, dar nu, nu, eu nu am vorbit deloc urât cu tine, de tine. Ah, nu, dar nici cu tine, nici legătură cu tine și nici de tine. Și tu știi asta. Poftim? Eu nu am vorbit urât de tine. Păi tocmai de aia, că noi am vorbit. Da, și tu știi foarte bine ce părere am și de faptul că eu am fost dezamăgită că tu m-ai votat. Da, dar te-am explicat de ce te-am votat, nu? Da, da, mi-ai explicat. Mi-ai dat o explicație destul de ok. Care ar fi putut fi acceptată. Deci nu ai nimic cu mine, nu? Oficial sau neoficial? Ca să știu cum să-ți răspund. Ai sau n-ai? N-am, n-am. Ce s-a făcut? Auzi, Larisa? Da, Andy. Eu îți mulțumesc foarte frumos că ai vorbit foarte frumos de mine. Și ai o părere foarte bună despre mine. Dar eu am o părere bună despre toți din casă. Ah, da, ok. Bun, Alexandru. Dar de ce ai fost supărată pe mine? De ce am fost supărată pe tine? Pentru că tu știi foarte bine ce comunicam noi prin ochi și nu credeam că ai să mă votezi. Te-am dat mare vot. Ce mare vot ce mi-ai dat. Și tu știi foarte bine că Daniel nu vrea să se mai întoarcă. Adică tu erai conștient de asta. Dar ți-am spus cum au stat lucrurile și da, totul s-a schimbat în ultima secundă. Da, eu știu asta. S-a schimbat în ultima secundă în mintea ta. Ai spus că ai plăcut pe cineva din casă și nu mai place. La cine te referi? Dumneavoastră este domnul prezentator, ca să știu cu cine stau de vorbă. Wow, 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 biz, întrebări șocante între None, Mădălin și Larisa. Noi și popoasa blondină, Larisa. Wow, wow. Da, ideea este că... ideea este următoarea. Da, am te-ascult. Faptul că eu am primit foarte multe mesaje de la oameni și mi-au spus că tu m-ai votat pentru că ai avut o strategie și așa mai departe, ca să te las să-ți vezi de relația cu Andreea. Eu cred că nu m-am băgat de relația voastră niciodată.